Acțiunea ample ale gărzii de mediu au loc în județul Mehedinți. În această seară, doi mehedințeni au fost prinși în flagrant în timp ce aruncau într-un loc nepermis materiale de construcții. Acțiunea s-a încheiat cu o amendă usturătoare, iar mașina implicată a fost confiscată. Controale după controale efectuate de către Garda de Mediu, două persoane din Mehedinți au fost prinse în această seară când aruncau ilegal deșeuri rezultate din construcții. Bună ziua, este acțiunea de Mediu. Vreau să dați și mie documente dumneavoastră, comisar Șef la Garda de Mediu. Dați-mi vă rog documente, -nați documente, documente mașinii. În jurul orelor 12 a fost identificată o autoutilitară în care se încărcau deșeuri rezultate din construcții. A fost organizată supravegherea autoutilitarei până în jurul orelor 17.30 când a plecat spre un teren viran unde mai aruncase în decursul zilei de ieri încă o mașină de deșeuri. Autorul a fost sancționat, autoconfiscat și încărcătura a fost dusă la depozitul ecologic.